de la 402. Linguri, păianjeni și fiare spațiale. Măgarul e prietenul meu. Și astfel se termină o altă zi palpitantă în Ecuador. Să ne luăm la revedere de la Pablo și prietenul lui Măgarul, care se duc să privească cum cresc arborii de cauciuc. N-a fost interesant? E unul din filmele mele educaționale preferate. Mă uit la el și acasă de câteva ori pe săptămână. Gata, liniștiți-vă! Am de făcut un anunț. Se apropie târgul anual de știință, așa că pregătiți-vă proiectele. Și anul ăsta nu vreau experimente electrice. Nu vreau să mai găsesc niciun zmeu cu cheie legat de mașina mea, clar? Este! Câștigătorul primește una din prăjiturile dumneavoastră ca și anul trecut? Chiar așa! Cine dorește să se înscrie, să se alinieze în față? Hai, nu vă împingeți! O, da, și anul ăsta, pe lângă prăjiturile făcute de mine, câștigătorii vor primi 2 bilete la Parcul Spațial Național. Hei, văd că vă plac prăjiturile mele, na? Sunt doar niște sugestii. Dacă vreți să veniți cu o idee proprie, n-am nimic împotrivă. Hei, să folosim una din ideile ei. Da, de parcă noi am avea vreuna. Cum extrag plantele umezeala din aer? Ne trebuie o plantă. Și umezeală? Prea greu. Creșteți un cartof într-un borcan? Prea greu. Gândaci, ce le place, ce nu le place? Mai bine ne-ar pune să facem o operație pe creier. Mă tem că asta e luată deja. E luată? Cine ar vrea să facă așa ceva? Penny Grant a luat proiectul cu gândaci. Gândaci? Nu înțelesesem bine. Ador gândacii. Tata îmi zice mereu gândăcel. N-am știut că te interesează gândacii. Glumești? Ador ghetățile mici. Da, le și colecționez. Serios? N-ai vrea să fim partenere la proiect? Eu? Te cred. Super. Te-ar deranja dacă vin la tine după ore ca să ne ocupăm de asta? Rămâi și la masă. Spune-mi ce-ți place să mănânci și zic mamei să gătească. Dacă-ți place grătarul, pun pe tata să construiască unul. Ne vedem după ore. Abia aștept să văd insectarul. Ce să fac? Ce să fac? Nu te grăbi. Bine, decizia nu trebuie să fie numai a mea. Vreau să lucrez în echipă. Sunt o fire sociabilă. Hei, Tilly, vrei să fii partenera mea de proiect? Nu, mulțumesc. Regret, nu? Nu. Nu pot. S-a făcut! Suntem parteneri! Din nou! Vino la mine după ore! Dar... Ți-am capturat copilul în fiară spațială și nu mai are scutecul antimoarte. Știi, Jesse, dacă vrem să câștigăm biletele alea, ar trebui să începem să ne ocupăm de proiect. Credeam că ăsta e proiectul nostru. Nu, chiar trebuie să facem ceva. Vezi asta? A făcut-o fratele meu, Tony. A câștigat premiul întâi acum câțiva ani. De unde ai tu așa un frate deștept? Avem aceeași mamă, poate alți tați. Wow, a muncit săptămâni întregi. Da, cred că noi nu va trebui să muncim atât. Glumești? Noi nu suntem așa deștepți ca fratele tău. Nu, dar avem proiectul lui. Nu se poate asta. Tu dai mereu lucrările lui Tony și Miss Graves te prinde întotdeauna. Dar Miss Graves nu era profesoară când a făcut Tony proiectul? Ne-am suit în tren și am pornit spre victorie. Este! Problema e că ne trebuie un poster nou. Numele lui Tony e exact lângă titlu. Magia aburului. Privește! Magia gumei. Să încercăm magia foarfecii. De data asta, trebuie să-mi promiți că n-o să mai faci pe șefa. Promit! Uite cum facem. Proiectul nostru o să fie... Ai zis că n-o mai faci pe șefa. Dar nu fac asta. Îți spun doar ce e de făcut. Sigur o să câștigăm. Poți spune totul într-un cuvânt. Linguri! Linguri?
Nu există experimente cu linguri. Nu au nicio legătură cu știința. Ai nebunit? Lingurile stau la baza științei. Nu a pus Marie Curie uraniu într-o lingură? Lui Pasteur nu ar folosit o lingură ca să omogenizeze experimentele? Unde ar fi lumea acum dacă n-ar fi existat linguri? Ai mâncat supa cu mâna! Nu vreau linguri! Oh. Dar ce zice de fotosinteză? Linguri! Hai să construim o seră! Linguri! Combustibil fosil! Linguri! Specii în pericol! Linguri! Ce s-a întâmplat? Pisica idioată mi-a mâncat unica, incredibilă colecție de gândaci. Chiar și cărăbușul Chel peruvian. Oh, îmi pare rău, dar n-am știut că ai o pisică. Păi, da, nu mai am. Vrei o gustare? Microorganisme. Linguri. Energie solară. Linguri. Și niciun animal nu a fost vătămat în timpul experimentului. Ce rapizi ați fost! Sunt impresionată. Da, o să câștigăm. Puteți să sunați deja la Parcul Spațial Național să ne spuneți că venim. Și vrem o cameră lângă piscină. Și ce să le spun despre asta? Vedeți, primul motor a fost atât de puternic încât a făcut o gaură. Păcat că n-a șters și cuvintele Bravo Tony de pe spate. Păi, să vedeți, când am terminat, i-am cerut părerea fratelui meu și le-a scris bravo și s-a semnat Tony. Înțeleg. Se pare că a avut aceeași părere ca și mine când mi l-a arătat prima dată. Ai spus că nu i-a fost profesoară. Nu i-am fost, dar am fost în juriu. Să vă lăudați cu munca altcuiva, zău așa. Aștept să-mi prezentați alt proiect și sper să fie al vostru. V-ar plăcea dacă ați lucra din greu la un proiect și altcineva s-ar lăuda cu el? De parcă s-ar putea asta. Suprafițuirea în tundră. Linguri. Mutații genetice. Linguri. Nu mai suport, mă dau bătut. Luăm lingurile. Bine, dacă așa vrei tu. Oh, ador picnicurile. După masă vrei să jucăm badminton? Sigur că nu. Am venit aici pentru un experiment. Nu avem timp de joacă. Oh, da, așa-i. Gândaci. Doar la ei mă gândesc. Exact. Ce părere ai avut despre informațiile pe care ți le-am dat? Fascinant. Au fost super. Vrei să schimbăm ceva? Nu prea îmi place fraza a treia. Lumești? E preferata mea. Bine, doar trebuie să ne hotărâm care dintre noi o să fie observatoarea, cea care notează informațiile și ține statisticile despre ce atrage și respinge gândaci. Plictisitor, iau chestia cealaltă. Bine, hai să începem. Hei, când terminăm jucăm popice, putem să ne luăm mingii și pantofi la fel. Eu am picioarele mai mari ca tine, dar sunt sigură că poți să le înghesui în mărimea ta. Nu cred că o să avem timp. Ești gata? Da. Eu ce trebuie să fac? Nimic, stai acolo. Știam eu că am ales ce trebuie. Bun, în jumătate de oră o să știm exact cât gândaci ai atras. A? Bine, stai așa, să nu te miști. Dar nu vrei să sperii gândaci. Fecioară de fier. Oh, ducesa e foarte strălucitoare azi. Termină, sunt doar linguri. Ce ai zis? Nimic. Dacă vrei să știi, lingurile astea sunt comoara întregii familii. Nu-mi vine să cred că nimeni nu s-a gândit să le asigure. Hei, ai nebunit? O să le aburești cu respirația ta. S-a zis cu concurența. Am adus câștigătorul premiului întâi. Și știi ce? Dacă suntem isteți, zicem că e o jucărie și scoatem milioane. Ce zi ai încercat chiloțele noi pe care ți-am dat? Nu știu unde sunt, îi caut mai târziu. Nu, e ultima zi în care mai pot să-i returnez. Trebuie să încercăm chiar acum să vedem dacă-ți vin bine. Mamă! E spre binele lui. Nu știi cât de tare se irită dacă nu-i vin bine chiloței. Nu acum, mamă!
Lucrăm la un proiect pentru concursul de știință. Știi, Jessie, dacă vrei să câștigi, trebuie să găsești ceva care necesită mai mult de 2 minute de gândire. Nouă ne-a luat 3 ore. Știi, eu am luat primul întâi la concursul de știință. Proiectul meu se numea Cum acționează laxativele. Când se blochează, colonul intră în spasme. Mamă! Mai aveți cumva proiectul? Oh, nu! L-a pus mama pe perete. Dar puteți folosi o grămadă de obiecte ca să faceți un proiect frumușel. Nu, nimic din ce aici n-are ce căuta într-un proiect de știință. Și noi nu suntem prea deștepți. Prostii! Vă trebuie doar un pic de îndrumare. Am putea folosi asta și asta. Oh, și asta! Oh, Nancy, mă simt groaznic. Ai 17 mușcături de insecte. 21. Am mai găsit 3 când mi-am scos șosetele. Oh, îmi pare tare rău. Dar cel puțin am stabilit linia de bază pentru comparația noastră. Putem trece la faza a doua. Da. Nu cred că mai au pe unde să mă mușeg în dacii. Știi ce m-am gândit? N-ar fi un experiment marfă dacă ne-am duce împreună la câteva filme în weekend și să vedem care își aduce aminte mai multe. Un experiment de memorie. Am câștigat la sigur. A, înțeleg. Ți-e frică să nu te mai muște. Dar ar fi păcat să abandonăm proiectul acum. Doar îți plac enorm gândacii. Începe să-mi scadă interesul. Nu te teme. De data asta tu ești observatorul. Da? Bine. Și mergem la film săptămâna cealaltă? A, nu! Săptămâna cealaltă o să câștigăm concursul și o să fim la parcul spațial. Și începe concursul! Care lingură va face apa să fiarbă mai repede? Să fie cea de lemn, cea de plastic, de metal, de sticlă? Care e cel mai bun conductor de căldură? Și pe ultima sută de metri este... este doamna de metal! E super! Desigur, nu o să prezint așa la concurs. Oh, sigur că nu, pentru că eu o să fac prezentarea. Și eu ce o să fac? Tu aduci lingurile și aprinzi focul. Și? O să arăți spre fiecare lingură când spun din ce țară e. Și? Și o să porți pălăria tradițională din fiecare țară. Bine. Oh, nu cred că pot să fac. Tensiunea e prea mare. Păcat, stai o tură. Grăbește-te, trebuie să ajung acasă să o conving pe mama să facă afișul. Ai grijă, mamă, o să murdărești proiectul de sânge. Și eu nu trebuie decât să notez. O să numer câți gândari sunt atrași de parfumul ăsta. Atât. Nu sună rău. Faza a doua. 4 și 17, subiectul B. Penny Grant, cea mai marfă fată din școală, cu cel mai grozav păr, stă în mijlocul pajiștei așteptând. Faza 58. Subiectul B a fost ținut sub observație 41 de minute și se pare că are 2 mușcături. Greșit? M-am înșelat. Una este un bistrui. Oh! Îmi pare rău, Nancy. Poate ar fi mai bine să fac singură faza a treia. O să-ți spun dacă am reușit să resping în daci. Mulțumesc, Penny. Pentru puțin. Mă duc să-i spun mamei că nu mai dorm la noi. Să dorm la voi? Aici? Particip și eu la faza a treia. Trebuie doar să fug acasă să iau periuța. Ba nu, o să mă spăl cu deget. Cu asta se termină a treia fază a experimentului. Și spray-ul împotriva insectelor are efect. N-am nicio mușcătură. Nici eu. Scrie concluziile cât timp mă duc eu în casă după ce fac de mâncare. Am făcut o grămadă de omăleți de turtă dulce pentru cei săraci și mi-au rămas și câte unii care s-au rupt. Subiectul A și subiectul B au aflat că spray-ul împotriva insectelor este foarte eficient. Marș! Foarte eficient! Încetează! Au! Oh, au! Oh, nu mă linge! Au! Oh. Cred că Nancy n-a mai vrut să doarmă aici. Asta e. Au! O,
Iată lista participanților și îi vom puncta în funcție de ce... Asta pare interesantă! Energia focului! Vedeți mașina domnului Besser? Oh, ce noapte am avut! Mama a tot dat găuri și a tot cusut! Abia am auzit sonorul filmului! Crezi că ție ți-a fost greu? Păi cât timp a făcut posterul? Mama m-a tot rugat să-i dau materialele! Dau așa! Merităm din plin să câștigăm! Parc spațial sosim! Ce aveți acolo? Pregătiți-vă să fiți uimiți! Ta-da! Wow! Bun venit la magia magneților! Super! Marfă! Magneții atrag metalele și vom demonstra cum fiarele spațiale, care sunt... vor găsi mereu drumul spre Bistonia, tărâmul magnetic. Wow! Wow, e incredibil! Sigur câștigați! Ei, dacă aș avea un proiect ca ăsta, eu mi-aș scrie numele pe el! Mare! Wow, al cui nume o să-l treci primul? Al meu, desigur! Mama a făcut proiectul! Dar mama a făcut posterul! Ce? Hei, ce crezi că faci? Mă asigur că numele meu e primul! Dă-l încoace! Hei, dă-mi-l! Dă-mi-l! De ce își pierd vremea cu asemenea prostie ca dispariția pădurilor tropicale? Aici e acțiunea! Am mare emoții! Mi s-a uscat gura! Hai, calmează-te! Nu e singur! Suntem parteneri, ai uitat? Da! Sunt aici ca să te susțin! Dacă pot face ceva, roagă-mă doar! Mulțumesc! Mi-e sete! Mă duc să beau apă! Nu te duci nicăieri! Dar că ai spus că suntem parteneri! Păi, poartă-te ca atare! Mă duc să vorbesc cu juriul! Tu stai de pază! Vezi să nu mi-atingă nimeni lingurile! Apa care va fierbe prima va arăta care lingură este mai bună conducătoare de căldură! Veți vedea că e cea de metal! Să-i dăm drumul! Polly, mai trebuie apă! Pornește focul, te rog! Dar... Experimentul nostru va demonstra că metalul e un conductor mai bun decât sticla, lemnul și plasticul. Când va suna clopoțelul, va însemna că apa dintr-o lingură a ajuns la temperatura de 100 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, câștigătoare este lingura de metal! Lingurițele mele au dat greș. Cum e posibil? O urmă de limbă? Pe lingura mea? Sabotaj! Voi găsi vinovatul și îl voi zdrobi cu lingura mea cea mai mare! Fecioară de fier tu! Te-am lăsat să-mi lingi lingurile, să le atingi! Nenorocitule, o să spun Societății Internaționale de Colectare a Lingurilor! În concluzie, am demonstrat că magnetul atrage metalul. În concluzie, iar am adormit, am pierdut începutul și conținutul. Nu am decât sfârșitul. Un idiot a furat restul. Te-am auzit! Pe cine faci tu, idiot, mutantule? Pe tine, idiotule! Și premiul întâi revine celor două fete uimitoare care s-au folosit drept cobai, Penny Grant și Nancy Francis. Am câștigat! Când mergem în parcul spațial, merită toate mușcăturile îndurate. Felicitări! Bravo! Ai febră, drăguță? Cred că ai făcut o infecție. Nu, mă simt bine. Trebuie să fii atentă. Infecțiile sunt al 37-lea factor cauzator de moarte pentru copii. Trebuie să mergi la doctor. Bine, promit. Imediat după ce mă întorc din parcul spațial.
O să ai noroc dacă o să poți citi o vedere primită de acolo. Nu, nu puteți face asta. Am îndurat 83 de mușcături. Nu, vă rog. Posterul făcut de maică-ta a fost cel mai urât din competiție. Uite cine vorbește. Pun pariu că maică-ta a făcut bistonia din chiloții tăi vechi. Idiotule! Tu ești idiot. Ba tu! Idiotule! Stai, oprește-te! Înapoi, lingător de lingură!